Salutare, prieteni, bine ați venit pe lecții de informatică. Sunt Iosif Botna și vă invit la un tutorial pe lecții de informatică C++. De această dată voi vorbi despre modul în care un pointer poate obține accesul la fiecare element individual al unui tablou utilizând un operator adresă. Așa se numește acel operator care în alte situații cunoaște sub denumirea de ampersand. În această situație, când utilizăm un pointer care va stoca adresa fie a unei variabile sau unui tablou, al unui element, al unui tablou, acel ampersand, denumirea sa se transformă practic în ampersand, în operator adresă, deși este vorba până la urmă de unul și același lucru ca și design, ca și apariție. Așa, deci, cu alte cuvinte, continui seria de tutoriale legate de pointer și, în mod special, de relația dintre tablouri și pointer. Bun, haideți să începem atunci această aplicație. Voi declara un pointer pe această linie de tip întreg, așa cum vedeți, să-i spunem număr. Așa, și am să-i atribui 5 elemente, să zicem 50, 20, 30, 40, așa, și să fie 10 aici, da? Bun, punct și virgulă. După care, pe următoarea linie declară un pointer, așa, să-i spunem p număr, așa, punct și virgulă. Pe această linie de cod am să utilizez această buclă for cu intenția ca acest pointer p număr să parcurgă tot conținutul acestui tablou, utilizând în fața numelui tabloului operatorul adresă, așa cum o să vedeți în cele ce urmează. Mai întâi de toate, în interiorul parantezelor bucle for am să declar o variabilă de tip întreg și am să o denumesc contor și am să-i atribui valoarea 0, punct și virgulă. Contor trebuie să fie mai mic decât 5 pentru că tabloul număr conține 5 elemente și în final avem acest operator de incrementare contor plus plus care ne va ajuta să, adică va ajuta pointerul să parcurgă întregul conținut al tabloului număr. Așa, și atunci aici voi folosi acest pointer p număr și am să-i atribui practic adresa individuală al fiecărui element al tabloului număr în felul următor, adică am să utilizez acest operator care în alte situații știți sub denumirea de ampersand. Aici, în acest caz, atunci când atribuim adresa unei, fie a unei variabile sau a unui element al unui tablou către un pointer, parte din mea de operator adresă. Așa, bun, după care denumirea tabloului, denumirea tabloului și aici în interiorul parantezelor pătrate voi pune acest contor, așa, care joacă rolul unui index pentru acest tablou, da? Această variabilă contor. Bun, și am să utilizez obiectul cout pentru a afișa în consolă întregul conținut al tabloului și observați că dereferențiez practic acest pointer p număr. Așa, am să folosesc ghilimele duble pentru că doresc să afișez în consolă conținutul tabloului orizontal și totodată doresc să se afișeze în consolă un spațiu, o linie neutilizată, goală, între rezultat și textul care apare în consolă, utilizând acest cout și acest endline, da? Care practic va intercala o linie nouă. Așa, bun, haideți să lansăm atunci această aplicație, să vedem ce obținem în consolă. Ar trebui să obținem practic toate aceste valori care au fost atribuite tabloului număr, da? Da, așa și este. Obținem valorile acestui tablou număr, după cum se vede, 50, 20, 30, 40 și 10, da? Cum am obținut acest lucru? Am atribuit
acestui pointer, fiecare element individual, adică practic am atribuit pointerului, fiecare adresă al elementelor individuale, al fiecărui element individual al acestui tablou număr, utilizând acest operator adresă în fața numelui tabloului. Adică acest operator adresă va prelua adresa elementului individual, al fiecărui element individual al tabloului și o va aloca, o va atribui acestui pointer. Bucla for nu va face altceva decât să parcurgă fiecare element și în acest fel pointerul va primi adresa fiecărui element individual al pointerului, al tabloului număr și pe această linie se afișează practic conținutul acestui pointer, adică se va dereferenția pointerul care vă dă posibilitatea să afișăm valoarea conținută la adresa pe care o stochează pointerul. Bun, cam atât am avut de spus în acest tutorial. Vă mulțumesc că ați participat la el și vă aștept în continuare pe lecții de informatică. Să ne vedem cu bine la un tutorial. La revedere!